Nu s-a dezmeticit foarte bine nici Klaus Iohannis, care la 48 de ore după ce a declarat că niște chichițe administrative nu pot să stea în calea libertății de exprimare, la 48 de ore așadar aproximativ de la acest eveniment, el a întors-o. A dat o declarație după ce a pierdut 20.000 de like-uri pe Facebook, în care ține să ne reamintească că el este alături de statul de drept, că este alături de valorile europene, că este convins că România va rămâne un stat de drept, că el este de partea legii, că el nu este de partea acestui trust. Bun, atunci de ce ți-au trebuit 48 de ore? Nu puteai la 10 minute după ce ai făcut declarația aia să-ți dai seama că era o declarație proastă. Da? Klaus Iohannis, despre care sigur că ne-am fi așteptat să tacă în toată această perioadă, iată că tăcerea până la urmă în cazul lui chiar că era de aur, odată l-a apucat și pe el vorbăria și ați văzut ce a ieșit. Alarmat sigur de această situație, chiar dacă el nu era în țară, alarmat de această situație de la Bruxelles, el a intervenit și a spus că și-a însușit mesajul pe care internauții l-au dat, sau mai degrabă i l-au luat, și că își asumă pe undeva această intervenție, dar el așa a considerat că trebuia să sară să apere libertatea de expresie. Păi bineînțeles că nu putea să găsească până la urmă o altă scuză. Trebuia și el să se justifice cumva. Dar vreau să vă transmit ceva. El mai face o greșeală venind și încercând să se justifice în acest mod. Pentru că asta demonstrează că el n-a înțeles nimic. În primul rând că șeful statului n-avea de ce să vorbească despre libertatea de exprimare în acel moment, când nu era de resortul lui. Și în al doilea rând, el înseamnă că n-a priceput absolut nimic și că este doar un banal telespectator al Antenei 3, întrucât nimeni nu înfierase libertatea de exprimare. Deci el a căzut în această capcană, în care parțial am încercat vineri să introduc și pe alți corifei ai societății, alți deontologi, evident că și ei până la urmă au luat-o razna, da? Deci este inadmisibil ca un șef al statului să fie un banal telespectator al Antenei 3, manipulat. Asta este până la urmă Klaus Iohannis. Pentru că dacă ar fi fost orice altceva, el și-ar fi dat seama din capul locului că acolo nu era vorba despre libertate de exprimare. Nici într-un fel. Adică cum poți să vii tu ca șef al statului să spui că tu aperi statul de drept, că tu ești de partea legii, când tu nu înțelegi nimic nici din lege, nici din statul de drept? Da? Haideți să luăm un pic la puricat pe Klaus Iohannis, exact ca la școală, să vedem că este de nota 2. Deci, el dacă ar fi înțeles ce înseamnă statul de drept și dacă ar fi fost garantul legilor în acest stat, era ultimul care ar fi trebuit să intervină, da? Fiind deja de notorietate europeană și mondială, că nu s-a discutat nicio clipă în această săptămână despre libertatea de exprimare. Și încă o dată, care libertate de exprimare? Iertați-mă, libertatea de exprimare în România este numai pentru unii. Cazul ăsta, să fie protejată libertatea de exprimare a anteniștilor, nici de cum a noastră. Păi eu am luat în ăștia 4 ani și jumătate 10 de amenzi pentru libertatea de exprimare. Ce, am dat în cap la cineva? Am furat? Nu. Am luat amenzi pentru libertatea de exprimare. Păi iertați-mă, care libertate de exprimare în condițiile astea? Ce, faptul că m-am exprimat la televizor mi-a adus o amendă. Păi atunci ce apărare de libertate? Evident că este o prostie. Deci el a sărit efectiv ca ultimul prost să apere ce? Nimic. Era interesul lui să-i protejeze pe aia. S-a bâlbuit ca ultim om, a făcut o declarație de o stânjeneală monumentală, după aia a îndreptat-o cu o altă prostie. Că a vrut el să... Dar nu-i de resortul tău, ca șef al statului, să apere nicio libertate de exprimare. Libertatea de exprimare nu se apără în astfel de momente. Se apără în al 12-lea ceas. Da? Ce se întâmplase? Că aia erau sediile lor, e treaba ta? S-a dus ANAF-ul să-i scoată din niște sedii, pe care e treaba președintelui țării. Nici măcar a primului ministru nu e, care a recunoscut-o Dacian Cioloș. Nu trebuia ANAF-ul să-l informeze pe el când se duce undeva.
Păi aveau 5 zile, era legal și asta cu 5 zile, că era treaba șefului statului. Șeful statului este garantul legilor statului. Ei aplicau legea acolo. Libertatea de expresie era un simplu pretext ca el să se bage în discuție, să vadă anteniștii că e omul lor. Exact asta a și înțeles antena. Imediat ei au cerut să îi se dea like-urile înapoi, că vezi că devenise omul lor. Băi, e omul nostru de acum. Haideți să-i dăm like-urile înapoi. Da, sigur, și ei au forțat un pic pe gafa prezidențială. Da. Cunoaște, nu suntem atât de fraieri. Da? Aia când l-au văzut pe ăsta, plopistul ăsta, că a dat un bărci aici, a zis, bă, profităm de prostul ăsta. S-a dat antenist, hai acum să zicem că am primit și noi mesajul. Mesajul ăsta era. El n-avea ce să spună, dar într-un an electoral a fost sfătuit că e mai bine așa oricum. Protocolul de apropiere a președintelui Iohannis de antene avusese deja loc. Păi încoate, deci este singurul refugiu al oamenilor politici, da? Trustul intact, singurul refugiu într-adevăr jucabil, viabil pentru clasa politică, pentru că, după cum știți, acolo, dacă astăzi ești ultimul om, mâine poți să devii prietenul lor. Și invers. Nu există în spațiu mediatic din România o asemenea cloacă. Da? Nu există o asemenea cloacă. Adică să ai această șansă. Și atunci, cu excepția lui Traian Băsescu, care nu va fi probabil niciodată iertat, este singurul pe care Voiculescu ajunge imediat la declarațiile colosale ale lui Dan Voiculescu din pușcărie. După această săptămână ele sunt toate la adresa lui Traian Băsescu, ca să vedeți. Deci Băsescu, săracul, este singurul pe care nu-l vor ierta niciodată. În rest, Elena Udrea, oricine, Emil Boc, nu contează. Toți pot fi la un moment dat iertați dacă devin băieți buni. Da? Asta cu libertatea de exprimare, vă mai spun ceva, domnul președinte Klaus Iohannis, unde sunteți iarăși într-o culpă fantastică. Libertatea de exprimare nu e atât de importantă ca punerea în aplicare a unei decizii judecătorești. Deci, poți să te exprimi cât de liber vrei tu, dar după ce ești în acord cu legile statului. Deci după ce ți-ai plătit prejudiciul, după ce ai evacuat o clădire care nu este a ta, aici a comis toată societatea, de la Cătălin Tolontan până la Tudor Barbu, la CTP și toți marii deontologi au căzut în această capcană. Libertatea de expresie nu este mai presus decât aplicarea unei idei sau unei sentințe. Nu este mai presus. Pentru că dacă stai într-un loc care nu este al tău, nu ai voie să te exprimi. De exemplu, primești o sentință 10 ani cu executare. Întâi intri la pușcărie și după aia vezi dacă te mai poți exprima. Deci ordinea este asta, dragi prieteni. Nu, aoleo, a dat în mine, mi-a pus cătușe la mâini. Nu, 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 astea sunt doar niște tertipuri. Da? Cum făcea și doamna Udrea. Păi da, mi-a pus cătușe, m-a dus. A, da, ok, dar asta e de suprafață. Substanța nu e asta. N-ar trebui să vorbim despre suprafață, ar trebui să vorbim despre substanță. Cătușele alea la mâini, că sunt abuzive sau nu, asta nu sunt decât un detaliu. Exact așa cu intervenția abuzivă, mă, sunt detaliu. Ei vorbeau de cu totul și cu totul altceva. Fapte grave. Pe lângă aceste fapte, libertatea de expresie nu înseamnă nimic. Deci încă o dată, chiar nimic. Nu te poți exprima în condițiile în care vine să te ia justiția sau poliția dimineața la ora 6. Nu te mai poți exprima. Întâi te duc ăia, te bagă la arest și după aia mai vezi tu. De obicei, prin intermediul avocatului. Deci să nu încurcăm lucrurile, că dovadă că nu vă pricepeți și habar n-aveți ce înseamnă statul de drept. Da? Iată ce ușor ați fost prinși după această intervenție a președintelui Iohannis aiurea în tramvai, care n-ai nicio legătură cu statul de drept. N-ai nicio legătură cu politica, n-ai nicio legătură cu oameni. De altfel, iertați-mă, președintele Iohannis nici nu prea iubește justiția atâta timp cât asta se tot chinuie să ia una dintre case. Da? De atunci, Klaus Iohannis vede totuși justiția cam cu alți ochi. Cam așa cum au văzut-o și Elena Udrea și Traian Băsescu în momentul când au terminat-o cu puterea, da? Când au terminat-o cu alegerile și au intrat în belele.
ați văzut că nu mai aveau același discurs, că și Băsescu a luat-o atunci, nu știu câte milioane de like-uri a pierdut, dar exact la fel a fost. Toată societatea a sărit cu gura pe el. Nu mai vorbesc altele. Dar două președinte din asta care ați dat putere justiției, nu țineți minte, toate discuțiile, acum nu mai aveți încrederea, o tot bălmăja Băsescu, că nu-i chiar așa, că are încredere, exact ăsta-i și Iohannis. De fapt, nu mai avea încrederea aia, bineînțeles. A avut încredere în justiție cât a trebuit să aibă încredere în justiție. El era șeful statului, era obligat să spună asta. Da? Din fericire era obligat. Și Klaus Iohannis a fost obligat. Noi, Klaus Iohannis nu e atât de șmecher. Aici în sensul bun al cuvântului. Nu e atât de politician. Nu e atât de hârșit. Da? E un nimeni. Și atunci a venit și a făcut o declarație ca Ioniță, ca Popescu, ca Gospodescu. Da? A venit și a spus ce a trecut lui prin cap. Da? O prostie care sigur că pe el ați-l trăgea acolo. El a uitat în momentele respective că este șeful statului. Și că n-avea voie să țină partea uneia sau altuia, libertatea de expresie este nulă în aceste condiții. Că nu toți derbedeii și criminalii și hoții și evazioniștii țării au voie să se exprime. N-au voie. De-aia există pușcării în coată. De asta insist pe acest subiect, pentru că este foarte important. Lumea n-a priceput. Da? Și de aici aceste nenorociri și aceste neînțelegeri. Oamenii au fost depășiți de emoția momentului și au căzut în această capcană. Nu există libertate de exprimare atunci când ești un bandit. Nu mai ai voie. Ți-ai pierdut dreptul de a te exprima liber. Întâi și întâi trebuie să plătești. Deci este o mascaradă faptul că s-a vorbit despre libertatea de expresie, care oricum este călcată în picioare la noi. Au voie anteniștii să înjure și atât. CNA-ul, de exemplu, nu dă voie decât antenei 3 să înjure la comandă. În rest, nu dă voie nimănui. Ce libertate de exprimare? Eu am luat amenzi pentru care m-am dus în justiție și am câștigat acolo. Ce erau așa amenzi astea? Nu? Nu, am amendat absolut degeaba. Am fost la Consiliul pentru Combaterea Discriminării. Mi-au dat amendă și acolo. Am contestat-o în justiție, am câștigat. Am pierdut inițial, da, ca și la CNA. Dacă nu contestam multe ori în justiție, rămâneam așa. Cu onoarea nereperată, să spunem. Da? Păi cum adică? Deci erau niște abuzuri, evident, pe care le făceau tot în numele celor care sunt stăpânii lor. Altfel, pentru ce mă amendau? Care libertate? Asta am susținut și eu. Toate m-am exprimat liber. Și pe lângă asta, cu argumente. Eu nu sunt un băsist sau un pontist. M-am exprimat cu argumente. Păi ascultați-mi argumentele. Nu că... Da, era clar, cu sută coață albă. Ce libertate de exprimare? De fiecare dată când am spus câte un adevăr despre cineva, am primit amendă de la CNA. Sau m-au convocat la Consiliul pentru Combaterea Discriminării. Da? Că spuneam că se pregătește un atentat terorist în Ținutul Secuiesc, îmi dădeau maghiarii de la Combaterea Discriminării amendă. Da. Asta ce înseamnă? Îmi băgau pumnul în gură pe ideea că nu-i voie să speci. Băi, atunci ce libertate de expresie, bă? Numai când vă convine vouă există așa ceva. Ea este nulă în presă. Da? Te pleznesc ăștia pe unde poți. Plus intimidări, plus tot felul de amenințări, pe care, sigur, și ziariștii din presa scrisă să le cunosc foarte bine. Da? Și nu există așa ceva. Asta se folosește pentru cazurile fericite, acolo unde ei bagă mingea în grămadă și ei o scot. Cazul antenelor aici. Ei au această imunitate, da. Li s-a făcut un pic frică, sigur, lui Dragnea, lui Gâdea și lui Iohannis și altora ca ei, într-adevăr să nu se spargă buboiul ăsta în an electoral. Pentru că încoată, nicăieri nu mai poți fi reparat, tuns, frezat, rașchetat, da, comădat ca la antene. De pe o zi pe alta. Nici o altă televiziune de știri din România nu poate să te împacheteze în câteva secunde, cum se întâmplă acolo. Ei știu politicienii asta. Pentru ei era ca și cum le-ar fi luat-o și pe mama, și pe tata, și familia toată cu nevastă și cu copii, și să o ducă nu știu ce altă lume. Sau cu vreo tornadă din aia. Da? Deci pentru ei era vital. Sigur că s-au înghesuit cu toții, dar asta încoată putem să înțelegem. Și din partea antenelor, din partea politicienilor. Era jucăria lor, e jocul lor. Proști sunt însă observatorii. Ăștia care au comentat aiurea în tramvai, bă, tată, cu libertatea de exprimare. Neamenințată nicio secundă.
în această situație, pentru că nici nu era vorba despre ea. A pune în aplicare o sentință judecătorească, nu văd unde e libertatea de exprimare. Adică eu dacă tocmai am omorât 25 de oameni și mă plimb cu nevasta de mână și mă pup prin parcul cu ea și vine poliția și îmi pune cătușele la mâini și mă ia direct de acolo, dintre cărucioarele copiilor și dintre leagănele alea, și mă duce la arest, eu ce pot să spun, că e un abuz? Exact așa a fost aici. Sunt 60 de milioane de euro de recuperat. Ce abuz să fie? Ce libertate de exprimare e în cauza asta? Că nu înțeleg. Sunt 60 de milioane care nu sunt recuperate de 19 luni. Păi, nu staie curentul după 30 de zile? Nu staie cablu, RCS-ul, dacă n-ai plătit? Pe 3, dacă n-ai plătit până pe 1, ți-a tăiat cablu. Da? Nu staie gazele? Cine mai rezistă în România cu un prejudiciu de 60 de milioane de euro, măi, proștilor, după 19 luni? Ce e atâta tevatură? Asta e chestiunea de discutat. Da? Era o hoție colosală, păi au încercat după atâta și atâta timp și au făcut și ei curaj să intre peste ei. Adunată, bineînțeles, în mintea lor și în explicațiile lor, toată ura asta față de omul ăla care și-a bătut joc chiar și de deciziile definitive ale justiției, nu de comentarii, nu de audiențe, nu de ce crede lumea, nu de adevărații oameni care stau și se uită siderați la ei. Nu, asta nu contează, pe ăștia a călcat în picioare de mult. Și bătuse joc chiar și de o sentință a justiției. De 19 luni data. Și am avut totuși imbecilitatea asta de a asista la o societate românească meduzată, da? Și nu împărțită în tabere, nu, tată, discutând pe această temă. Păi, domnule, dar cum să intri abuziv? Bă, oameni serioși pe care nu-i manipulez cu o știre, n-au putut să spună aceste adevăruri într-o săptămână întreagă. N-au fost în stare să le emită nici măcar o dată. Atât au fost de debordați, mă. Totul bălmăjeau. Nu există așa ceva, mă. Nu e nicio libertate de exprimare aici. Da? Iar președintele Iohannis s-a făcut încoată de râs. El ar merita să mai piardă 20.000 de like-uri acum. Nu să și le ia înapoi. L-am auzit mai devreme cu Orcan să gândește dacă să-i dea înapoi. Dar pentru ce? Și-a bătut joc de tine, mă. A venit și a spus, acum te-a mai mințit odată. Că el a încercat totuși să atragă atenția că era în pericol. Înseamnă că ai înțeles greșit. Ca președinte al României, la 48 de ore după ce ai făcut asemenea declarație, tu erai încă tot confuzat. Adică tot pe Antena 3 stai de atunci, uite că te-ai dat de gol. Noi credeam că te uiți la realitatea. Sau unde te mai uitai tu? Ne surprinde această tâmpenie uluitoare, această prostie, da? Această zminteală ieșită din comun. Nu se poate să fie atât de tâmpit. Da? Și să mai vii cu o declarație la fel de proastă ca și prima. Ce să aperi, bă, că nu-i cazul. Lasă că asta apărăm noi. De-aia suntem presă. Tu vezi-ți de treburile țării. Te-ai dus să aperi Marea Britanie, a? În Uniunea Europeană, asta făceai. Tu dormeai pe acolo, pe scaunele alea. Ce rușine, bă. Ce rușine. Și nimeni nu stă să-i dea peste bot, mă, după declarația asta. A fabricat-o și în 48 de ore a trebuit, da? Să încerce să dreagă o tâmpenie și a spus o prostie și mai mare. Da? Demonstrând că n-a înțeles nimic. Ce libertate de exprimare?